Am ajuns și la penultimul concurent, care la vârsta de 9 ani participa la un concurs TV intitulat Vreau să fiu vedetă. A obținut acolo o bursă care a determinat-o să meargă mai departe pe drumul muzicii și astfel a ajuns în clasa a 5-a să se înscrie la Liceul de Arte Octav Băncilă din Iași, studiind viola. Apoi a mers la Facultatea de Muzică din București, la Conservator, la secția de pedagogie muzicală. În prezent este studentă în anul 2 la Master, Educație Muzicală Contemporană, la Facultatea de Muzicologie, Compoziție și Pedagogie Muzicală, în cadrul Universității de Muzică din București. Va cânta în această după-amiază două cântece, un fragment din Doina Când eram copilă eu, din repertoriul Silviei Zagoreanu, și cântecul ritmat de la Nistru Mai la Vale, din repertoriul Galinei Păslaru. O invit în scenă pe domnișoara Roxana Lupu din Comuna Ferești, județul Vaslui. N-am păscut nici oile, n-am cântat nici toinile, m-a ajuns bătrânețele, m-a ajuns bătrânețele, măi.
știam, îl beam și eu, te știam, îl beam și eu, of, of. Și bovnic nu-mi fășem, leana mea, of. Și bovnic nu-mi fășem, leana mea, of. De cât e bovnic să-ți faci, de cât e bovnic să-ți faci, of, of. Mai chine la pat să zași, leana mea, la pat te mai ridici, of, of. De iubire te usuși, leana mea, of.